Deci de cele de medii capacitate să plâng pentru că sunt înalte și nu pot urca în ele. Deci asta știu că au venit și eu în audiență, chiar am discutat problema asta. Și ele au fost cumpărate tot așa, au fost cumpărate, hai să vedem cine le are, le-am luat pe stoc și am luat niște autobuze care de fapt sunt autocare, bine autocare. Deci alea transportă, de astea sunt mai înalte pentru că au cale de bagaje de sub. Și pasagerii sunt obligați să urce 4 sau 5 trepte în autobuz, nicăieri în Uniunea Europeană nu se întâmplă așa ceva. Dacă am fost operator unic și funcționat după regulile unui operator unic din Uniunea Europeană, eram obligați să cumpărăm autobuze care să aibă posibilitatea de acces inclusiv pentru persoanele invalide sau cu dizabilități, locomotorii și așa mai departe. Dar noi am cumpărat autobuze cu 4 trepte. Ca și când ne urcăm în ele, stăm acolo 4 ore până la următorul popas. De asta sunt autobuze. Nu, vă spun că asta se întâmplă, da? Deci eu chiar știu fenomenul. Vorbesc în cunoștință de cauză. Alea sunt autobuze cu cale de bagaje. De desubt îți bagi bagaje pentru transport. Deci asta este prima problemă. Iar a doua problemă este că acele bine autobuze, bine ce vor ele să fie, microbuze în altă formă, de fapt. Sunt niște microbuze cu o caroserie mai pătrată ca să aibă un volum de aer mai mare, că în rest sunt la fel. Ele au fost cumpărate ca număr. Oarecum să înlocuiască ceea ce exista pe traseu cu maxi-taxi și celelalte trasei care au fost lăsate de operatorii privați în urmă. Dar toată lumea se plânge că sunt insuficiente la nivel de capacitate. Că, de fapt, da, să închesui, zice lumea, să închesui casa ardelele. Este un inițial foarte mare. Iar dimineața, cel puțin la 8, în jur de 4-5 după amiaza, este o super înghesuială în toate autobuzele. Și să mai fac pe traseu din când în când, astea marte care v-am spus, sunt niște autobuze roșii, cumpărate de secundă, nu mai știu, prin ce țară, care funcționează pe GPL, o lană, să unde au fost ei luat. Care sunt de metri cub de GPL la stai. Da, deci consumă o cantitate de GPL, ești din comun. Deci nu mi-am putut închipui că un autobuz poate să consume atât de mult. Deci consumă niște sute de astea de litri, de kilograme, de metri cub. Este incredibil. Dar, repet, pentru că noi nu am avut o strategie, noi Consiliul Local, noi primării, nu am avut o strategie, noi pentru brăileni, nu am avut o strategie în care să stabilim ce avem nevoie la Braicar. Noi am luat ce ni s-a părut nou interesant. Au venit unii care au de vânzare niște microbuze, astea mai pătrate. Hai să luăm și noi niște microbuze, vedem ce se întâmplă. Avem niște autobuze pe stoc la un dealer. Hai să luăm pe alea, că sunt pe stoc, care s-au autocar. Da, credeți că au trecut peste opinia lui Sândulescu, cei de la primărie, cum spuneți noastră, că ei nu au stat de vorbă? Nu, primarul dă bani, primarul dictează. Despre asta e vorba. Opinia lui Sândulescu este că are nevoie de o strategie. Are nevoie de un service. Întrebați-l pe director dacă are nevoie de de o autobază unde se poate face reparații de autobază cu dotări, dacă are nevoie. Asta ce nu întreabă nimeni? Nu, dar sunt curios și n-are cum să spună că nu, pentru că autobaza de la Braicar, eu știu, este un dezastru total. Dar reclamă muncitorii de acolo, reclamă angajații, reclamă toată lumea. Este nevoie de o autobază? Poate un serviciu să fie prestat de o societate care nu are o autobază decentă? Răspunsul este că nu. Noi acum avem autobuze de la 7 firme, autobaza este una singură, mecanicii sunt aceiași. Cum o scoate mecanicii să repare și la autobuze de capacitate de 100 de persoane și la microbuze de 50 de locuri, de 20, de 40, câte locuri au ele? Cum vor putea face reparații? Îți trebuie rampe diferite, îți trebuie scule diferite, îți trebuie piese diferite. Noi în loc să mergem la un singur operator să spunem noi avem nevoie, cum s-a întâmplat cu LED-ul. Orice LED ai luat din municipiu și l-ai pune în altă parte, el nu se potrivește. Pentru că e același tip de LED. Este același tip de priză, este același tip de lampă. Păstrăm să va potrivi și prinderea, și lampa, și LED-urile și așa mai departe. Și va face aceeași lumină. Noi la Braca am cumpărat, hai să vedem ce luăm. Luăm niște autobuze astăzi, mai luăm alte tipuri mâine, mai luăm alte tipuri poimine. Noi spunem că avem nevoie de același tip de autobuz. Cu același priză, cu același sistem de prindere, cu același mod de conducere, cu același mod de reparație, o singură carte tehnică. Mecanicii de acolo se vor specializa pe o carte tehnică a unui utilaj. Și vor învăța ce au de făcut ca să întrețină utilajul respectiv. Așa, de ce să facă săraci? E ca la un serviciu ăsta multimar. Știm de toate și nimic.